seara și bine ați venit la Biblioteca Județeană, într-o seară specială dedicată colegului nostru Dan Iacob, dar prilejuită și de apariția unei cărți, o carte, sper eu, de referință, atât în colecțiile unei biblioteci, cât și a iubitorilor de filozofie, a celor care l-au cunoscut, l-au citit pe Constantin Noica. Este o carte pe care a scris-o și a gândit-o atât în ultimul an, cred că și după vârsta de 41 de ani, când a început să scrie, așa cum îi recomanda Constantin Noica, atunci când credea domnia sa, un om este pregătit spre a reda culturii ceva din experiența de viață, din cultura lui și din formația intelectuală. Sunetul Noica este o carte apărută la Papirus Media. Este o antologie de autor, texte și teme legate de viața și opera filozofului român. Ea, cred că, a încolțit în mintea autorului și a fost provocată atât de întâlnirea directă cu Constantin Noica, dar și în acea activitate de cercetare a surselor istorice, a textelor, antologiilor și a tot ceea ce s-a scris despre Constantin Noica. Spunea undeva în paginile și în prefața acestui volum și în argumentul său că l-a cunoscut pe Constantin Noica și citez din acel argument. În aceea an eram student la una din facultățile Institutului Politehnic din București și după lectura jurnalului, se referă la jurnalul de la Păltiniș, a urmat un scurt schimb epistolar cu filozoful stabilit la Păltiniș, însoțit de invitația de a-l vizita. Așa se face că m-am numărat printre zecile de tineri care i-au pășit pragul. Am făcut asta după ce i-am citit și conspectat cărțile și după parcurgerea listei de lecturi filozofice pe care ne-o trimisese. În unul din dialogurile pe care le-am avut la Păltiniș, m-a sfătuit să nu mă grăbesc să public. Până la 40 de ani, mi-a spus, porți pantaloni scurți în cultură. Poate că este adevărat. Poate că dumneavoastră, cei care sunteți aici, iubitori de cultură, dacă vă gândiți bine, se pare că a avut dreptate. I-am ascultat sfatul și am publicat prima carte în 2001, pe când împlineam 41 de ani. Și iată că am încheiat acest citat din argumentul lui Dan Iacob. În decursul timpului a publicat, a rescris acea ramură de Liliac și nu numai, biobibliografii și tot ceea ce i s-a părut provocator și important în cultura română. Este un volum, zic eu, și o antologie complexă, pentru că dacă ne gândim la structura lui și cei care aveți fie cartea în față sau veți avea curiozitatea să o citiți, o să găsiți un argument, apoi o cronologie a lui Constantin Noica, a vieții, operei și abordărilor critice, apoi un capitol Sunetul Noica și câteva fragmente din opera sa, apoi Neodihna de Noica, câteva interpretări din opera filozofului, capitolul 2, cărți despre întâlnirile cu filozoful, sunt mărturii ale diferitelor personalități, începând cu Gabriel Liceanu, Dan Câmpeanu, Mircea Vulcănescu, Mircea Ilie Adelian Mungiu, Mihail Sebastian, Monica Lovinescu, Vasile Dem Zamfirescu, cu părintele Galeriu între Geneze și Apocalipsă, convorbiri cu Dorin Popa, deci cărți despre întâlnirea și ceea ce s-a scris despre Constantin Noica, referințe critice, opere, autori și texte. Undeva în acel volum, Dan Iacob spunea că acum, după ce a citit atât de mult despre ceea ce s-a scris și s-a spus despre Constantin Noica, consideră că pilonii culturii române se sprijină și pe această operă a filozofului Constantin Noica. Iată de ce cred că fiecare din dumneavoastră, dacă veți răsfoi această antologie de texte, veți găsi înțelepciunea și filozofia omului și filozofului Constantin Noica, cei care interpretează despre cei care l-au cunoscut,
tot ceea ce s-a scris și o sinteză a biografiei lui Constantin Marca. Un punct de vedere, un argument al celui care este pasionat, scriitorul și bibliotecarul Dan Iacob. Un iubitor de carte, de cultură, de filozofie și de oameni. Astăzi, când aniversează 60 de ani de viață, să-i spunem la mulți ani, să ne trăiești într-o prietenie, colegialitate și cultură și să ne bucurăm unii de alții în această călătorie a vieții. La mulți ani! Mulțumesc. Avem și un invitat special, domnul Florin Țuțuianu, care ne va încânta cu câteva acorduri muzicale. La mulți ani, domnule Dania, vă mulțumesc pentru privilegiul de a fi împreună cu dumneavoastră astăzi. Și o primă piesă, Bacoviana, se intitulează o compoziție pe versurile poetului bătoan Victor Munteanu. Pe străzile ude, grele de lună, s-a revărsat cu stilul umbra mă paște. Pașii adormi răsună. Pe casă stăvraiște, te stric dintr-o clipă de fulger, din hotarele mele, te stric, spală-mă. Lumina de înger, nu mă lăsa cu mâinile în fric. Prietenii au ieșit din scrisor și toarnă sare pe rana din cruce. În noaptea, în cuibare de ciori, omul din lungă de mână mă duce. Te stric dintr-o clipă de fulger, din gotarele mele, te stric, spală-mă cu lumina de înger, nu mă lăsa cu mâinile. Speranțele transformate în sclop, pe banca din parc mă cunună și să mă șterg cu o iscăritură de fum. Pe străzile ude, grele de lună, te stric dintr-o clipă de fulger, din hotarele mele, te stric. Spală-mă
lumina de înger, mă lăsa cu mâinile în frig. Da, bună seara, săruna doamnilor și domnișoarilor, bună seara domnilor. Iată, n-am venit cu mâna goală, am venit și cu domnul Petru Isache și am venit și cu Țuțianu, care e de-a noastră. Și colac peste pupuz am și televiziune, așa că domnul va face o surpriză. Bine, domnul Țuțianu l-a țas dumneavoastră, dar nu contează, e tot de-a nostru, din fosta regiune Bacău. Ca să împăcăm pe toată lumea. Despre eveniment, am înțeles că faci o frumoasă vârstă astăzi. 60. Și n-a spus la nimeni. Mai ceva decât doamnele s-ar păzi să ne spună ce vârstă face. Oricum, vă urez multă, multă sănătate, bucurie, să aveți inspirație, să scriți cărți multe și cititori și mai mult să aveți. Că, într-adevăr, scrim cărți multe și cititori tot mai puțin. Da, nu contează. E bine că se scrie și e bine că rămâne ceva în urma fiecărei generații pentru generațiile care vin. Creăm o istorie și această istorie e normal să o știm și să o dăm pentru generațiile care vin. Este interesant, într-adevăr, că avem totuși în fața noastră cineva care a fost, l-a cunoscut personal pe Noica, care a stat la Taifas cu Noica, la o vârstă tânără, într-adevăr. 26 de ani. 26 de ani, vă dați seama. Impresia pe care, cu siguranță, i-a lăsat-o Noica lui Dan Iacob, dacă după cât? Aproape 35 de ani. Aproape 35 de ani, totuși s-a apucat să scrie această carte, Sunetul lui Noica. Cu impresiile de atunci, proaspete astăzi. Bun, e partea, să zicem, mai puțin scrisă de către, în această carte, de către domnul Dan Iacob, pentru că cel mai multe, marea majoritate a cărții din texte comentate, anotate, texte scrise de mari cărturari români, începând cu Eliade, Vulcănescu, Blaga și mulți alții. Nu stau să enumăr, îi găsiți în această carte comentarii foarte multe, foarte bune și aplicate asupra a ceea ce reprezintă Constantin Noica pentru cultura românească și pentru filozofia românească. Dat și știm foarte bine că noi n-am avut foarte mulți filozofi, trebuie să o spunem, să o recunoaștem, și filozofi de sine stătători care să creeze curente filozofice. Noi că am încercat un curent, să zicem, specific românesc, pornind de la ceea ce înseamnă spiritualitate românească, spiritualitate creștină, îmbinându-o cu profunda lui cunoaștere, mai ales a filozofiei germane, a lui Kant, a lui Hegel, cei doi mari corifei ai filozofiei germane. Și cred că a reușit o simbioză care să caracterizeze și cultura românească cu o anumită stare filozofică. Acesta este meritul lui Noica. Eu nu, nefiind filozof, nu o să încerc să intru în profunzimea noțiunilor din această carte. Cei care vor vorbi despre carte mai mult decât mine să o facă într-adevăr cu aplicarea necesară. Oricum, felicitări, domnul Dan Iacob, pentru această carte minunată care a scris-o și că l-ați adus din nou în actualitate pe acest mare filozof gânditor român care este Constantin Noica. Mulțumim și sper că va fi o seară bogată spiritual, sufletește, și vom trăi momente deosebite discutând pe marginea acestei cărți, iar dumneavoastră, domnul Dan Iacob, Dumitru Iacob. Da. E Dumitru sau Dan până? E Dumitru. Pseudonimul e pseudonim de scriitor, da. Atunci folosim pe amândouă. Dumitru Dan Iacob. Ia să lămurim problema. La împlinirea acestei vârste frumoase. E o vârstă de tinerețe. E prima tinereță, de fapt, din a doua, din a treia parte a vieții, dar e prima tinereță. Așa, a treia parte a vieții. E frumoasă și e bine că ați ieșit în lumea creației literare cu Noica de mână și sperăm în continuare să dați multe cărți bune, mai ales ceea ce privește, la care noi sunteți foarte bine documentat, ce privește teologia creștină, filozofia creștină,
și ceea ce caracterizează spiritul pur, autentic românesc. Eu vă urez succes în continuare și noastră să avem o seară încântătoare care să o ducem, să o purtăm în sufletele noastre și în mințele noastre încă mult timp de acum încolo. Și totdeauna când îl vedem pe domnul Dan Dumitru, așa, Iacob, să zice, Doamne, ce mai faci filozoful nostru noi? Mulțumesc! Mulțumesc! Mai bine, seară plăcută! Mulțumesc, domnule președinte! Următoarea melodie este tot o compoziție pe versurile prietenului meu, Lucian Strochi. Cântec blând de leagă. Lumină lină din lumină, umbră veche și divină. Mușcă blând la rădăcină, iarbă verde să devină. Noaptea e de miere plină, inima lui nici o vină. Marea toată e grădină, acasă e aici senină. Tole cele sfinte, ochi pentru cuvinte, gazdă pentru minte, rouă de-a cuminte. Tole cele sfinte, rouă de-a cuminte, ești culoarea minte, azi cine te-a rindă? Azi, cine te-a rindă? Lumină lină din lumină, umbră veche și divină. Mușcă blând la rădăcină, iarbă verde să devină. Noaptea e de miere plină, inima nu-i nici o vină. Vara toată e grădină, acasă-i aici senină. Dor de cele sfinte, ochi pentru cuvinte, brazdă pentru minte, rouă prea cuvinte. Dor de cele sfinte, rouă prea cuvinte, ești culoarea minte. Azi, cine te-a rindă? Azi, cine te-a rindă? Și acum îl invităm pe domnul Lucian Strochi. Se spuneau de cei 40 de ani ai prietenului nostru Dan Iacob. 40. Revin. Deci, în momentul în care a început să scrie. Și m-am gândit că nimic întâmplător. Vedeți, până și limbile ne ajută. Cum se spune în limba rusă la 40? Soroc. Soroc. Deci a venit sorocul. Cum se spune în franceză la 40? Carant. Deci a trecut prin carantină până la 40 de ani. Într-adevăr, 40 de ani este vârsta când ai acumulat destul ca să poți să dai și opere. Spun asta pentru că, așa cum bine știu majoritatea, se debuta foarte greu cu ani în urmă
Și debuturile erau undeva așa, la 35-40 de ani. Și țin minte de o întâlnire cu regretatul George Bălăiță și spunea, domnule, stau și mă întreb de ce mai scoateți cărți. Că deja sunteți cunoscuți, sigur, el ridica. Deci acum îl întreb pe Dan de ce mai scoate cărți, că de așa știe lumea și așa mai departe. Dar trebuie, am să ajung din nou la Dan, în final. Și vreau să ridic o problemă de maximă gravitate pentru cultura română. S-a sugerat la un moment dat, avem sau nu filozofi? Domnul Brăneanu a spus, eu nu sunt filozof. Eu am spus același lucru. Și cred că nimeni nu prea are curajul să spună, eu sunt filozof, chiar dacă poate să vină cu fata Roman. De ce? Pentru că, curios sau nu, singurul autor cu sistem din cultura română este un nemțean. Și anume, e vorba de Conta, care vine cu teoria ondulației universale, cu, mă rog, din care Blaga va prelua foarte frumos spațiul noritic și toate celelalte. La fel, nici în poezie există un curent german, toată lumea știe, acel Gedanken liric, lirica de idei. La noi nu a prins. Singurul reprezentant notabil este Panait Cerna, care nici el nu e o valoare, cum să spun, de prim raft. Deci nu a prins. Și atunci, întrebarea care se pune, românii nu pot gândi, nu sunt gânditori, nu sunt precum germanii care oricând pot să-ți facă un sistem, fie că e vorba de Kant sau de Hegel sau mai știu ce. Nu. E vorba de altă structură. Și țin minte o discuție pe care am avut-o cu foarte mulți ani în urmă cu o scriitoare franceză care spunea literatura română e undeva în est, mă rog, nu disper. Și atunci, puțin iritate, am spus care este genul vostru național în care v-ați manifestat. Și a spus eseul. Bun, și dacă eu îți arăt că din 10 esei francezi, 8 sunt români. Și am început să-i număr. Eliade, Sioran, Lutzman, Servien și toți ceilalți. La care am văzut că se schimbă la față și a zis genial. Deci iată că trebuie să redimensionăm lucrurile, să le vedem așa cum sunt. Pentru că până la urmă și Unamuno și Ortega y Gasset, care sunt considerați mari filozofi, nu sunt propriu zis filozofi. Pentru că dintr-un punct de vedere, noi ca e unul dintre cei mai mari filozofi. Dintr-un anume punct. Nimeni nu a scris despre cuvântul românesc, apropo de rostirea în ființă și despre anumite cuvinte, cum a făcut-o el. Deci este un filozof. În același timp, el este unul dintre cei mai mari eseiști pe care a avut. Și toată influența pe care a avut asupra tineretului, de aici pleacă, de la excelenta scriitură. În același timp, este o conștiință. Aici se întâlnește cu o întreagă generație. Eu nu știm a cui să o numim. A lui Nae Ionescu? A lui Eliade? A lui Vulcănescu? A lui Cioran? A lui Noica? Și așa mai departe. Deci, câteodată istoria ne joacă feste. Aglomerează în anumite perioade cultura cât pentru secole, poate 30 de ani sau ceva. Toți aceștia au fost mari gânditori. Deci, iertați-mă dacă voi spune că, în primul rând, mie, Noica îmi spune următorul lucru. Noica este unul dintre cei mai mari gânditori români. Și prin asta înțeleg și filozoful, și cum bine se știe, sau, mă rog, ar trebui să se știe, că și versul.
Da, da, da. Și așa mai departe. Deci chiar volum, adică nu numai asta. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu e ca să se întâlnește cu toate spiritele. Oare de ce? Numai pentru că un tânăr de 20 și ceva de ani scrie o scrisoare și răspunde și se întâlnesc? Nu. Pentru că marile spirite așa procedează. Eu am avut profesori care invitau acasă studenți care îi se păreau mai răsăriți așa, fără să știe unul de celălalt, în ideea de a face acea ucenicie. Și asta s-a întâmplat și cu noi. Deci el a devenit profesor, apropo și de gânditor sau ceva, pentru o pleiadă întreagă de străduciți filozofi de mai târziu. Dar revenind la această carte, sincer să fiu, înainte de a o deschide, m-am temut pentru Dan, pentru noi, ca și pentru carte. Știam dragostea lui pentru noi, care o mărturisește public de fiecare dată și un exercițiu de admirație pe care l-are potrivit. Și atunci mă temeam ca nu cumva acest patetism firesc, organic, necesar, spuneți-i cum vreți, să nu dăuneze asupra conținutului. E bine, l-am martor pe maestru Isaac, care, dacă n-a citit-o, va citi cu toată atenția și acribia filologică. Da. Deci cartea după mine are structura unei teze de doctorat. Atât de riguros este. Cu siguranță suntem mulți de vârste apropiate și știm că apăreau în Franța acele cărți par lui Imen, în care autorul era prezentat prin propria sa operă sau prin mai era ajutat cu citate din alte opere. Ceea ce face Dan este mult mai mult. Adică, metodic, prezintă viața, sigur, cu frumusețea metaforă, neființa, cu toate astea. Adică trebuie să ai o inițiere ca să poți să citești. Cu argumente vreau să vă spun că am avut surpriza să văd în bibliografie oameni care în viața de toate zilele se detestă. Nu dau nume, dar iată, sunt uniți într-un loic. Și Dan a avut cinstea, probitatea, să-i pună alături. De ce? Pentru că el a avut de data asta avantajul, pentru mulți a fi bibliotecar e un lucru relativ. Se uită că cu ceva vreme în urmă, adică niște mii de ani, mă refer, bibliotecarii erau cei care dominau lumea. Deci un Tales din Milet era bibliotecar. Era Tostene, cel care măsoară prima dată lungimea ecuatorului sau ceva, era bibliotecar. Biblioteca din Alexandria era o instituție de elită și era un centru nervos al informației. Ceea ce încearcă să facă și o bibliotecă județeană, unde puțin știu, dar aproape 95% din ce se cunoaște se găsește aici. Ei bine, ce se întâmplă? Dan, în calitatea lui de bibliotecar, a avut pe lângă har, pe lângă dăiruire, pe lângă chemare, pe lângă toate aceste calități, pe lângă deschidere, pe lângă formații. Pentru că el are structura naturală. Fără să fie un bigot sau ceva, dar el a trecut pe la Atos, el a trecut pe la... Adică are, s-a inițiat și s-a auto-inițiat. Spun, s-a inițiat prin texte, s-a auto-inițiat prin acele călătorii și așa mai departe. Și atunci a putut să scrie carte. Și a scris-o cum? Venind cu o structură, vă spun, de teză de doctorat. Nu cred că dacă ar prezenta unei comisii serioase, nu știu cine ar fi președinte, dar așa, nu știu ce i s-ar putea reproșa ca structură, ca alcătuire sau ceva.
Deci, după părerea mea, cartea merită foarte mare atenție. Se întâlnesc spirite mari, cum s-a și sugerat, pe lângă Eliade, pe lângă... Iată, apare Ide Sârbu, apare și Steinhardt, apar și Acterian și atâția, numai cu jurnale și Sebastian. Deci, dacă s-ar face o istorie a jurnalului românesc, aproape toți îi găsim aici. Pentru că prin jurnal te mărturisești. Jurnalul nu-ți permite să falsifici o realitate pentru că te descalifici. Sigur, el e pătimaș, sigur, e subiectiv, e cu totul altceva. Noi, ca cum apare, păi, nu știu cine a gândit coperta. Părintele Paiu. E directorul editorii, Părintele Paiu de la Roma. Dar, uitați-vă, aici sunt numai puțin de 6 imagini, dar aș spune că odată seamănă cu Edgar Papu. Da. Altădată seamănă cu Vianu, altădată cu Noica, altădată ca gest cu Blaga și așa mai departe. Deci până la urmă ajungem la o concluzie surprinzătoare. Până la urmă toți intelectualii seamănă între ei chiar fizic. În anumite momente. Noica a avut între toate și carismă. În general, noi ne ferim de subiecte tabu, ba chiar se sugera că de ce a ajuns, că ce s-a întâmplat, că era mai mult sau mai puțin legionar sau ceva. Eu vă spun că în Biblioteca Județeană Neamț am citit un articol de Constantin Noica într-o revistă legionară ca editorial în care spunea să fim înfiorători de blânzi. De bun. De blânzi. La care eu am rămas, la ce se referă? La urma urmelor, ce e greșit în a cere unor oameni acest lucru? Că putem discuta doctrine, că putem încerca tot soiul de clasificări, e cu totul altceva. Dar să rămânem, cel puțin după ce am citit cartea, cu imaginea luminoasă a unui om care, sigur, nu va fi niciodată sfânt, nu va fi canonizat, dar care are aureolă. Eu așa l-am văzut întotdeauna pe Noica. Chiar dacă ar fi stat în întuneric, el lumina. Atât cât să-i se vadă chipul și atât cât să se vadă și chipul tău în relație cu el. În rest, Dan Iacob îi carne și oase, îi doresc să scrie cât mai multe cărți. A ajuns la 60 de ani, se spunea că de fapt e... Nu, Dante vorbea la un moment dat că la 30 ceva de ani el era la jumătatea vieții, ar însemna că el e o ruină din punctul ăsta de vedere. Dar, dintr-un alt punct de vedere, doctorul Răzeșu de față, nici măcar n-a intrat în longevitate, sau doctorița Antofi, e chiar prea tânăr, nici bătrân nu e. Îmi cer scuze. Deci, să-i urăm să mai pună niște ani. Eu cred că spiritul cărții al lui Noica, care era un om de o căldură extraordinară, și spiritul lui Dan, care poate să fie foarte ironic, și care e un om total, de la un excelent recitator, om de teatru, mă rog, showman, sau cum vrem să mai spunem, este și un gânditor. Deci ceva din morbul Noica i s-a transmis, nu știu cum se numește virusul ăsta, așa, dar până la urmă să încheiem să spun că Noica și așa mai departe vom încerca să ducem păcria culturii și Dan Iacob o face cu toată cinstea. Cultura română are nevoie de prezența dumneavoastră. Și dumneavoastră aveți nevoie de cultura română. Și atunci să lăsăm crizele să le judece alții și așa mai departe. Și să ne ocupăm de ceea ce ne este drag tuturor. Da?
așa și să formăm acel popor al cărții. Care sunt? Mulțumesc! Înainte de piesa muzicală, vreau să refer o carte domnului Petre Jache. Mulțumesc și felicitări și să nu fiu prea apropiat. Nu. Următoarea melodie se intitulează Piatră de nepiatră, pe versurile lui Cornel Galben. Doamne, ce n-ai făcut? Chip de piatră, nu de lut. Chip de piatră, chip de piatră. Și poezia întotdeauna se întâlnesc undeva în sufletele noastre și în devenirea umană și pentru că întotdeauna efortul autorilor de a așterne gânduri, concepte filozofice, de a memora și aduce în atenție valori ale culturii române cu valență universală, este una din preocupările și ale colegului meu, Dan Iacob. Vă rog acum să ne mărturisească ce l-a motivat să scrie această carte, care sunt începuturile ideii și cum a ajuns la starea de devenire și maturitate de astăzi, la 60 de ani. Mulțumesc! În primul rând vreau să vă
Mulțumesc dumneavoastră că sunteți aici, începând cu sora și cumnatul de la Bacău, cu membrii ai familiei mele, cu prieteni. Viața mea s-a desfășurat pe mai multe nuclee. Un prim nucleu a fost colectivul de la ICF, domnul director Ostache mi-a făcut bucuria să fie în seara asta alături de noi, cu foști angajați. Noi ne întâlnim anual, la anul ăsta pregătim un prag 60 și noi la ICF, pentru că iată când eu mă nășteam, se înființa această întreprindere de drumul forestiere, care a fost înființată spre a face drumul forestiere să fie luat lemnul pentru cofrajele de la Bicaz, de la hidrocentrală. Iată, am muncit acolo 11 ani și deci la fiecare lansare de carte țin în primul rând să sun pe foștii colegi, acum prietenii mei de la ICF. Acum sunt oameni din grupul Aloe Vera. Eu din 2000 am intrat în acest grup produse nemaipomenite și începând cu managerii mei, Doina și Adrian Cristache și cu membrii grupei sunt aici de față, tot așa, al sărmei de carte. Părintele Protopop, sigur nu mai spun, Părintele Pantalon, profesor Rotaru, familia Neagoie. Deci iată, la un moment dat spunea Mircea Vulcănescu, încercând să-l definească pe Constantin Noica, și-a adunat prietenii și și-a ridicat împreună cu ei o casă. Deci oameni cu care am stat seri întregi, cu care, așa cum spunea Noica, am cuminecat, pentru că pornind de la Sfânta Cuminecătură, la Sfânta Împărtășare, spunea Noica, trebuie să depășim nivelul comunicării, trebuie să cuminecăm, adică să spunem mai mult decât înțelesurile de primă mână. Și iată, am avut privilegiu și la Părintele Pantalon acasă, în acel foișor, și la domnul ambasador Artenie, care, din păcate, acum nu este în piața, e la București, și, sigur, pe rând la mulți dintre voi, nu mai spun de domnul Părinte Brăneanu, care cu atâta drag mă privește și la Alexandriada, și la toamna poeților bacoveana. Deci acolo, la Bacău, mă simt ca acasă. Regretul meu este că nu pot să merg mai des, deși văd pe Facebook lansările de carte. Mă bucur că ați venit. Domnul doctor Răzeșu, nu mai spun, cu care făceam drumuri la Fălticeni să ne desfătăm cu discipolul lui Vasile Lovinescu și cu domnul doctor, care acum am înțeles că e prin Germania, domnul Filimon. Deci ani și ani. Practic, dacă sunt astăzi așa cum sunt la 60 de ani, n-aș putea fi așa cum sunt fără dumneavoastră. Pentru că o vorbă care îmi place și îi plăcea foarte mult Noica, Noica vrea să o scrie pe râvnita lui Școala de Înțelepciune, este din Leon Bloi. Nu se știe niciodată cine dă și cine primește. La un moment dat am primit mai mult decât v-am dăruit. Și chiar îi spuneam lui Pantalon că acolo la foișor s-au dezbătut multe teme care apoi s-au regăsit în cărțile mele. Ideea este următoarea. Vă iubesc cu acea iubire de care vorbesc grecii, iubirea prietenie. Pentru că la un moment dat, până la urmă, nu contează nici câte costume de haine ai, nici câte case, nici câte mașini. Contează câți prieteni ai. Când pui mâna pe telefon și spui, vreau să vin până la tine, vreau să discutăm. Da? Și spui, vino. Și simți că te poți duce fără să mai iei o cutie de bomboane sau o buchet cu flori. Am depășit nivelul ăsta. Da? Să vin să discutăm. De multe ori, când apare o carte, îi trimit poza Părintului Pantalon pe WhatsApp. Deci nu știu când ajung în oraș. Cumpără-mi-o tu. Vedeți, lucrurile de astea ne bucurăm. Dânsul ne-a arătat la toți cartea lui Victor Franca, Omul în căutarea sensului vieții. O găsiți pe undeva, prin țară. Și am citit-o tot. Și acum e o carte care ne revenim la ea și tot revenim și tot revenim. Ei, eu, în seara asta, vreau să vă aduc în inimă sunetul Noica. Dacă tatăl meu trupesc, Dumnezeu să-l ierte, a fost un om de ispravă, dar un om simplu, un șofer, n-a avut ocazia să facă școală, că așa au fost conjuncturile. El nu avea bibliotecă în casă, dar Noica a fost pentru mine un tată spiritual, pentru că întâlnirea din august 1986 la Păltiniș, în primul meu concediu de inginer stagiar, eu nu m-am dus la munte, nici la... M-am dus la Constantin Noica. Puteam să stau acolo și două săptămâni, dar într-o săptămână m-a pus pe cale. Este exact sentimentul care l-am avut când i-am dus la mănăstirea Bistrița în 1985-86, i-am dus Părintele Iustin cartea Cămașa lui Hristos. Nu știam cine e Părintele Iustin, el era undeva într-o stradă, în biserică, i-am dus cartea și a ieșit puțin și a spus, da, cartea asta s-a întors la mine după 2 ani. Dar tu ce faci, cine ești? Și am zis, tocmai citesc
istoria religiilor, al Mircea Eliade. Și a spunea, bine, bine că citești, dar fii foarte atent, că acolo Eliade prezintă toate religiile, dar nu-ți dă soluția, nu spune pe ce drum să pășești. Și atunci așa am rămas puțin descumpănit, n-am înțeles pe moment ce a vrut să spună. Și peste ani, când l-am revăzut, când lucrând la ziarul Monitorul, am fost trimis să iau un interviu, mi-am dat seama, cultura nu este mântuitoare. Dar noi ca nu trebuie judecat că nu vedea deasupra cerului culturii. Noi ca trebuie înțeles cu întregul lui, pentru că nu poți să-ți propui să crezi. Credința este un dar. Blaga spune la un moment dat, așa cum cineva are talent să cânte pe scenă, să joace teatru, și credința este un dar. Și atunci noi care recunoaște, și Cioran recunoaște, Cioran spune așa, ar fi fost viața mea superbă dacă aș fi putut crede. Și Cioran a citit toate vețile de sfinți, a citit toată teologia, dar nu putea crede. Ei, noi care la un moment dat spune, și așa i-a atras pe Licea, nu știu, pe Pleșu, păi ce puteți face în România anilor 70, spunea Noica? Există un singur partid, deci ne e interesant să faci politică, da? Haideți să facem cultură, haideți să ne scăldăm în mările culturii și scăldându-ne în mările culturii să punem surdină euului. Pentru că adevărata cultură te modelează. Anton Dumitriu vorbea de o asceză a cărții. Dacă stai sute și mii de ore aplecat asupra cărților, acele cărți din mediul extern se transmut în mediul intern, lucrează din interior. Și așa cum Nietzsche spune, dacă te uiți într-un abis prea mult, abisul începe să se uite în lăuntru tău, așa și în cazul marii culturi. Dacă stai zeci de ani, cum am stat eu începând cu anul 1980, în preajma lui Noica, a lui Eliade, a lui Blaga, a lui Spinoza, a lui Hegel, a lui... Da? Tot stai. La un moment dat se întredeschide ușa și ai acces la o trăire care nu este din lumea aceasta. După părerea mea, filozofia te schimbă și filozofia este un mod de viață. Așa era pe vremea lui Socrate, așa era pe vremea lui Pitagora, pe vremea lui Platon. Filozofia nu este despre, adică citim o carte despre și la petreceri suntem deștepți și dăm citate. Nu despre asta este filozofia. Filozofia este despre, repet, punerea în umbra euului, Spinoza, netica sa, nu? Afectele, dar noi trebuie să luptăm cu afectele noastre. Și filozofii, mari filozofi ai lumii, tocmai de asta au rămas. Descartes, Spinoza, Schopenhauer și așa mai departe. Heidegger. De exemplu, Heidegger a avut acea problemă, da? În 1933, când Hitler a ajuns la putere, el a acceptat să fie rector. A stat un an. Știm cu toții ce a făcut Hitler după aia. După 44, toată lumea spunea, zice, păi Heidegger este hitlerist. Dar un mare filozof, Derrida, zice, bun, o fi fost el acolo, dar ai citit Ființă și Timp. N-am citit-o, dar a fost rector când era Hitler. Dom'le, ai citit Ființă și Timp? Așa și cu Noica. Noica a scris cea mai mare carte de filozofie din istoria filozofiei românești și îndrăznesc să spun, poate chiar europeni, unul cele mai mari. Se cheamă Tratat de Ontologie. În 1983, în cămăruța lui de la Păltiniș, cu acea carte pe masă, publicată în colecția de filozofie românească, Noica a deschis așa o sticlă cu vin, era Pleșu și Liceanu, și Pleșu notează în jurnal, zice, ce să facem, să ieșim pe străzi, să țipăm, să strigăm, s-a născut Tratatul de Ontologie și nimeni nu... Deci, bineînțeles că filozofia materialistă, marxistă, nu avea voie să abordeze. Pe de altă parte, nu erau capete luminate la nivelul lui Noica ca să-și dea cu părerea. Și acest tratat, ne aflăm în anul 2020, acest tratat scris în 1983, încă își așteaptă comentatorii. Se întreba într-un eseu Horia Roman Patapievici, de ce nu avem o istorie a filozofiei românești? Și răspundea tot el, nu avem o istorie a filozofiei românești, pentru că cei trei mari filozofi ai noștri, Vasile Conta, Lucian Blaga și Constantin Noica, nu au născut școală. Hegel, Kant, Heidegger, când a fost Liceanu în Germania,
la un congres, Heidegger spune așa, statul german plătește bani, aduce profesori universitari, îi cazează, îi hrănește ca să facă congres Heidegger, congres Hegel, congres Goethe. De ce? Ca să țină vie paradigma. O paradigmă trebuie să țină vie. Această carte a mea, am scris-o cu modestele mele puteri, la asemenea antologii de obicei sunt colective care lucrează. Eu, practic, poate am deschis o pârtie, ca să spun așa, dar vreau să cred că va apărea o antologie noi, ca în câteva volume, noi, în 2020, și asta e un reproș pe care trebuie să-l aducem lui Gabriel Ilicianu. Noi nu avem în 2020 opere complete noi ca ediție critică. Da? Ce înseamnă ediție critică? Cu aparat critic. Nu așa că mai publicăm o carte, mai publicăm o carte, nu. Nu avem. De ce acest domn, care s-a și îmbogățit cu, cum să spun, suntem capitalism, da? Editura Humanitas este și o afacere. Cum el și-a făcut el timp să plătească câțiva băieți tineri cu doctorate în filozofie să facă ediția critică Constantin Noica, magisterul lui. Și într-un eseu de final, pe care l-am pus, pentru că în cartea asta am pus și texte ale celor care nu le acceptă pe Noica. Noica nu era iubit de toți. Monica Lovinescu, când a citit la Paris cartea lui Noica scrisă despre perioada de detenție, a vrut să-i dea foc. Și a zis, cum Noica, zice, să scrie așa despre perioada de detenție, zice, el care nici nu are măcar deschidere religioasă, adică nu scria din așezarea lui Hristos, adică te iert pentru că te iubesc cu iubirea creștină. O să găsiți texte tulburătoare aici. Nu le-am cuprins pe toate, că nu poți cuprinde tot. Dar sunetul Noica. M-am inspirat de la o antologie de poezie a lui Ștefan Augustin Doinaș, Atlas de sunete fundamentale. Avem nevoie. Eu nu că nu am putere aici, la bibliotecă avem toate cărțile. Mi-aș dori să scriu sunetul Blaga, sunetul Conta, să avem așa o serie. Dar poate nu numai eu, poate cu doamna directoare să facem un proiect, adică sunt antologii. Noi acum avem niște bibliografii foarte bune. Deci, vedeți, readucem în față. Eu, de exemplu, iubesc foarte tare pe Mircea Florian, recesivitatea ca structura lumii. Cine mai știe din Mircea Florian? Vedeți, avem nevoie. Sau doctrina substanței, sau atâtea cărți. De exemplu, cine mai știe că fratele lui Geo Bogza, Alexandru Bogza, a fost un smerit profesor de muzică în nordul Moldovei și a scris o tulburătoare carte filozofică, Realismul critic. Noica ajunge la Noica la Plătiniș, teancul de file, 1000 și ceva de file, Noica le selectează, scrie o prefață și apare un volum în colecția de filozofie și scrie Noica în prefața volumului. Iată un gânditor român de la Fălticeni, de acolo, din nordul Moldovei, care s-a luat de piept cu toți zeii cugetării. Kant, Hegel, Descartes. Păi de ce să nu mă iau de piept cu Hegel, dacă am cu ce? De exemplu, spunea Noica, la bătrânețe am scris o carte despre logică, scrisori despre logica lui Hermes. Și el se întreba așa, în smerenia lui, bine, zice, cobor într-o arenă unde au evoluat Aristotel, unde a evoluat Kant, vă dați seama, logica, dar lăsați-mă să-mi fac și eu micul exercițiu. Și a aflat undeva în Maramureș, la o gazdă, vede așa o ușă foarte îngustă care dădea spre cămară. Și zice, Noica, dar cum intrați pe ușa asta? Și zice, gazda, păi intrăm lăturiși, așa, pe o parte. Și Noica, care avea acest talent de a ridica totul la nivelul gândului, spunea, păi vedeți, așa intru și eu în filozofie. Că au intrat alții cu pieptul înainte. A intrat Platon, a intrat Aristotel. Intru și eu lăturiș, dar intru. Altul îi spune, domnul Noica, de ce vă, așa aveți dumneavoastră o obsesie, așa, tot să scrieți cărți de filozofie? De ce nu vă mulțumiți cu miracolul grec, cu miracolul german? La noi care spune așa, zâmbaia, așa, mai zice, uite, tu, de exemplu, dacă vrei să vezi cum e cu starea vremii, deschizi televizorul și vezi, da? Dacă vrei să vezi unei Patagonia, te uiți pe o hartă. Dar la soția ta te raportezi direct, nu pui pe altul să o pupezi. Așa și eu, zice, eu la lume și la om mă raportez direct, eu, Constantin Noica, cu câtă minte am. Nu pun pe altul. Bine, am citit pe toți, i-am citit, dar simt nevoia să spun și eu ceva. Ei, ăsta era. Noica avea buzele, se vede și din poze, da? Avea buzele subțiri, se pare că
Oamenii de buze sunt predispuși spre asceză, aveau o bască așa și îl proiectiseră, parcă era un călugăr iezuit, așa de tras undeva, și trăia, vă spun, îți venea să plângi. Deci în camera lui, un rezervor de ăsta de tablă, cum punem așa prin grădini, deasupra chiuvetei. Sub chiuvetă o găleată. Și la parter, un boiler. Eu când am făcut focul în boiler ăla, a ieșit fum în toată cabana. Zic, acum mă dă afară noi ca... Și nu te dau afară, ca așa pățesc și eu. Deci vă dați seama ce condiții. Iar cel care a stat cu el în cabană și care era și cel care răspundea de măsurarea temperaturii, ăla i-a făcut, de exemplu, era așa o cărămidă de azbest și a pus așa o rezistență să se încălzească noica. Când venea liceanul cu pleșul, noica credea că dacă pune boabele de cafea în apa fiartă, va ieși cafea. Deci el nu avea, vedeți, nu avea această dimensiune. În carte am pus mare accent pe prima parte, omul Noica. Am avut privilegiul să-l cunosc pe acest om. Și iată ce îmi scrie Sorin Lavri, care ori actor este cel mai mare specialist în Noica. Mâine va avea la Muzeul de Artă o conferință. Ce îmi scrie Lavri pe coperta a patra? Îl invidiez pe Dan Iacob pentru șansa de a-l fi întâlnit pe Noica în carne și oase. I-a simțit timbru vocal, i-a auzit dicția, i-a văzut mișcarea sprâncenelor, i-a urmărit legănarea degetelor. Empatia pe care a căpătat-o atunci îl face ca acum, după aproape 35 de ani de la întâlnirea de la Părtiniș, să editeze o analectă de texte Avântul Încetru pe filozof. Antologia pe care a alcătuit-o e o mostră de acribie și de flair speculativ. Dar aș fi fost în locul lui, nu aș fi putut opera o selecție mai bună. La 110 ani de la nașterea gânditorului, volumul este o statuie livrescă închinată în memoriei sale. Numai citind un asemenea volum, poți să-ți dai seama de cât de profund a fost influența lui Noica asupra culturii române. Și nu vreau să închei, înainte de a vă citi un fragment, sigur, textele din Noica, multe din ele, eu le știu pe de rost. Dar mi se pare fundamental un lucru. La un moment dat, în prelungirea gândului Nicasian, Sorin Lavri spune așa. Sunt patru categorii de oameni. Fiți foarte atenți, pentru că, înțelegând astea patru categorii, înțelege ce cu societatea românească astăzi. Prima categorie. Oameni de rând, oameni de masă, de manevră. Apoi, oameni reprezentativi. Oameni pe care îi vedem peste tot în lumea mediatică. Ei sunt, într-un fel, media statistică a defectelor naționale, de la fotbaliști, politicieni, până la moderatori și vedete. Omul exponențial, care face cultura și destinul unei comunități, piscul. Aici, între toate personalitățile mari românești, indiferent că s-au mișcat în lumea culturii, au murit în închisori, s-au luptat în munți. Și al patrulea, omul providențial, pe care nu-l poți înțelege rațional. În privința lui te gândești imediat la ceva divin, la ceva misterios, luminos, pe care mintea noastră nu-l poate înțelege. Din această categorie face parte Eminescu. Eminescu nu este reprezentativ, nu este doar exponențial, nu este doar un făcător de cultură, de operă. În cazul lui simți, într-un fel, aripa luminosului. Acolo s-a petrecut ceva de vreme ce a putut să apară un asemenea om. Lucrul acesta îl simt chiar și adversare. Există ceva formidabil, providențial în Eminescu. Tocmai de aceea Noica l-a apărat și s-a străduit atâta să-i publice în facsimil manuscrisele. După părerea mea, și Noica este un om providențial. Ștefan cel Mare a fost providențial. Carol I, Mihai Viteazu, Brâncuș. Avem nevoie, ca să scoatem România din cotitura în care se află, de oameni exponențiali, dar mai ales de oameni providențiali. Dar omul providențial îl trimite bunul Dumnezeu. Și am să închei cu un mic fragment din Noica. La un moment dat, Noica, într-o vară, mai precis în august 1940, a scos revista Absum, care însemna Sun de față, a scris-o de unul singur. Ea avea citate din Apostolul Pavel, din Apostolul Petru și spune așa Noica într-un pamflet despre inerția românească. Și cum arată timpul acesta al nostru pe sfârșite? Fără să vrea, fără să o știe, un poet l-a personificat odată închipuind o parabolă. Se cobora Iosif din Arimatea, spune poetul,
de pe muntele Golgotei, unde tocmai fusese răstignit Iisus. Și ajungând în vale, zărește un tânăr șezând pe o piatră, cu capul în mâini și plângând. De ce plângi? Îl întreabă Iosif din Arimatea. Plâng, răspunse tânărul, pentru că și eu am vindecat bolnavi. Și eu am înviat mort și eu am făcut minuni, dar pe mine oamenii nu m-au răstignit. Nu l-au răstignit. De ce să-l răstignească? Minunea e un semn. Minunea e o arătare a adevărului. Când e minune fără adevăr, semn gol, instrument, mijloc, atunci oamenii nici nu te adoră, nici nu te răstignesc. Dar tânărul nu știe. Și tânărul acela care vede și nu înțelege, care face și nu capătă, tânărul acela este fratele fiului risipitor. Este timpul nostru. Și un ultim text din articolul Partea Legendei. Fiecare neam viu își are lumea sa legendară. Blestemul nu e că nu o poți înfăptui. Legenda se înfăptuiește întotdeauna pe jumătate. Blestemul e că nu o poți visa. Neamul tău va fi atâta timp cât îți va fi dat să spui. Cred în România legendară. Că în aceste mărturisiri și prin aceste texte ne-ați dus în lumea lui Constantin Maica. Se pare că a fost un privilegiu și a fost un lucru providențial pentru Dan Iacob, nu numai pentru cultura română. De aceea, acum în încheiere, domnul Florin Țuțuienu ne va... Da, la doreanța lui domnului Dan Iacob, Găviai, transmitând odată la mulți ani, voi interpreta prima piesă cu care am început. Bacoviană versul Victor Muntanu. Pe străzi grude, plene de lună, s-a revărsat pustiul, umbra mă paște. Paște, apoi îmi sună tăcerea, pe case stăvraiște. Te strig dintr-o clipă de fulger din contarele mele. Te strig, spală-mă cu lumina de înger. Cu mâinile în frig, speranțele transformate în scrum. Pe banca din parc mă cunună și mă șterg cu o scălitură de fum. Pe străzile ude, plene de lună, te strig dintr-o clipă de fulger din hotarele mele. Strig, spală-mă cu lumina de înger. Nu mă lăsa cu mâinile